Salutări tuturor, sunt Valicona și astăzi vă prezint un nou material semnat de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Adolf Hitler, tiranul care voia să cucerească lumea și-a dorit pacea. Adolf Hitler și inevitabilitatea conflictului. În contextul tumultos al celui de-al doilea război mondial, Adolf Hitler este adesea perceput drept tiranul care voia să cucerească lumea. Dar există aspecte contradictorii în comportamentul său, care rămân mai puțin cunoscute publicului larg. O serie de evenimente istorice arată că, în mai multe rânduri, Hitler a încercat să pună capăt ostilităților și să negocieze pacea. Cu toate acestea, încercările sale au fost respinse de către marile puteri europene, în special de Anglia și Franța. Propunerile inițiale de pace ale lui Adolf Hitler. După ocuparea fulgerătoare a Poloniei în 1939, Adolf Hitler a făcut unele demersuri pentru a încheia un acord de pace. Deși Polonia a fost rapid cucerită, stabilind superioritatea militară a Germaniei naziste, aceste inițiative diplomatice au fost întâmpinate cu refuz de către Marea Britanie și Franța, care percepau Germania ca fiind o amenințare existentă. Ulterior, în iunie 1940, după ce a reușit să ocupe Franța într-o campanie militară extrem de eficientă, Hitler a emis din nou propuneri de pace. De data aceasta, spera să limiteze conflictul, menținându-și însă câștigurile teritoriale. Cu toate acestea, Marea Britanie, în special sub conducerea intransigentă a primului ministru Winston Churchill, a refuzat orice discuție de pace, insistând asupra continuării rezistenței împotriva forțelor Axei. Rolul Vaticanului și al statelor neutre. Eforturile de mediere ale Vaticanului și ale altor state neutre au fost de asemenea sortite eșecului. Atât Vaticanul, cât și alte națiuni care au încercat să intervină în stabilirea păcii, au fost respinse de către marile puteri, predominante în special de influența cercurilor masoneriei europene și de angajamentele lor strategice. Afirmațiile lui Stalin și propaganda sovietică. O lumină interesantă este aruncată asupra cauzelor și evoluției conflictului de către Iosif Stalin, într-un articol publicat în ziarul sovietic Pravda pe 29 noiembrie 1939. Stalin afirma: 1. Nu Germania a atacat Franța și Anglia, ci Franța și Anglia au atacat Germania, asumându-și astfel responsabilitatea pentru acest război. 2. După izbucnirea ostilităților, Germania le-a făcut Franței și Angliei propuneri de pace, iar Uniunea Sovietică a susținut public inițiativele germane pentru că ea considera și consideră și acum că un sfârșit rapid ar ușura radical situația tuturor țărilor și popoarelor. 3. Cercurile dominatoare ale Franței și Angliei au respins categoric propunerile de pace ale Germaniei și strădaniile Uniunii Sovietice venite după imediatul sfârșit al războiului. Acestea sunt faptele. Această declarație a lui Stalin adaugă un alt strat de complexitate asupra narativului istoric general acceptat, sugerând că responsabilitatea pentru prelungirea războiului nu aparține exclusiv Germaniei naziste, ci și puterilor aliate, care au considerat necesară o continuare a eforturilor militare pentru a înfrânge definitiv regimul nazist. Rolul lui Winston Churchill. Winston Churchill, prim-ministrul Marii Britanii și un cunoscut mason, a fost ferm în hotărârea sa de a continua lupta împotriva lui Hitler. El a perceput orice ofertă de pace a Germaniei naziste ca pe o capcană strategică și a pledat în fața națiunii pentru rezistență totală și neînduplecată. Viziunea sa a mobilizat națiunea britanică și a pus bazele unei alianțe internaționale solide împotriva Germaniei naziste. De ce nu a putut Adolf Hitler evita războiul? În încercarea de a obține pacea, Adolf Hitler nu a oferit doar vorbe goale, ci și acțiuni concrete. Un exemplu notabil este evenimentul de la Dunkirk, unde trupele aliate erau aproape de anihilare totală. În loc să captureze sau să măcelărească soldații inamici, Hitler a ordonat o oprire armatei sale pentru 3 zile, permițând astfel unui număr de 338.226 de soldați, 198.229 britanici și 139.997 francezi să scape. Sângele fiecărui englez e prea valoros pentru a fi vărsat, spunea Hitler. Această declarație reflectă viziunea sa asupra englezilor ca fiind parte a aceleași rase ariene, ca și germanii, considerându-i legați rasial și tradițional. Într-un discurs susținut în fața Parlamentului German în iulie 1940, Hitler a expus viziunea sa asupra conflictului și a responsabilităților implicate. Încă o dată, conspirația jalnică și coruptă a oamenilor politici și a magnaților financiari locum și-a făcut apariția.
pentru ei războiul reprezentând un mijloc eficace de a susține afacerile. O travă evreiască internațională a început să se agite și să atace mințile sănătoase. Intelectualii i-au portretizat pe oamenii decenți care își doresc pacea, numindu-i persoane slabe și trădători, pentru a denunța partidele de opoziție ca fiind cea de-a cincea coloană, cu scopul de a elimina rezistența internă la politica lor criminală de război. Evreii și francmasonii, industriașii de armament și profitorii de război, comercianții internaționali și speculanții de bursă sunt asemenea gărzilor negre politice, disperați și căutători de glorie, pentru care războiul nu reprezintă altceva decât ceea ce își doresc. Credeți-mă, dragi parlamentari, simt un mare dezgust față de acest distrugător de oameni și țări, lipsiți de scrupule. E aproape dureros pentru mine că am fost ales de providență pentru a înlătura pe acești oameni care ne-au pus în genunchi. Ambiția mea nu este aceea de a purta războaie, ci de a construi un nou stat social de înaltă cultură. Și fiecare an de război mă ține departe de munca mea. Și asta din cauza jafului acestor nulități grotești cu o viziune politică mediocră, într-atât încât ticăloșia lor coruptă nu-i face să depășească limitele obișnuitului. Domnul Churchill a repetat declarația că își dorește război. În urmă cu 6 săptămâni, el a lansat acest război într-o arenă în care se crede tare. Discursul lui Hitler nu lasă loc de ambiguitate asupra celor pe care îi considera răspunzător pentru perpetuarea războiului, elitele politice și financiare, considerate a fi manipulate de influențe evreiești și masonice. Această retorică nu era doar o justificare personală pentru acțiunile sale, ci și o încercare de a galvaniza sprijinul intern și a demoraliza inamicii. Dincolo de propagandă și realitate, cu toate acestea, intențiile și acțiunile lui Hitler trebuie analizate și în lumina faptelor istorice și strategice. Deși Dunkirk este un exemplu în care a permis evacuarea trupelor aliate, războiul total dus de Germania nazistă a fost marcat de agresiune și distrugere. Ofertele de pace ale lui Hitler erau condiționate de recunoașterea cuceririlor sale și a dominației naziste, ceea ce era inacceptabil pentru puterile aliate care se angajaseră în luptă pentru a preveni hegemonia nazistă asupra Europei și a lumii. Winston Churchill, cunoscut pentru tăria sa de caracter și hotărârea de a rezista, a identificat clar amenințarea reprezentată de regimul nazist și a pledat pentru continuarea luptei. Declarațiile sale erau menite să mobilizeze națiunea britanică și aliații săi împotriva unui inamic perceput ca o amenințare existențială. Adolf Hitler și îndemnul său pentru pace. În momentele critice ale celui de-al doilea război mondial, Adolf Hitler a continuat să transmită mesaje ce sugera dorința sa de a pune capăt conflictului, adresându-se nu doar liderilor, ci și populației implicate. Într-unul din discursurile sale a criticat dur tacticile britanicilor, în special raidurile aeriene asupra populației civile germane. Critica războiului aerian. Un război aerian împotriva populației civile, sub sloganul înșelător, un război împotriva obiectivelor militare. Începând cu Freiburg, aceste obiective s-au dovedit a fi orașe deschise, piețe, sate, case, spitale, școli, grădinițe și orice decidei să lovească. Până acum am răspuns limitat la aceste atacuri, a declarat Hitler, subliniind suferința civililor germani și denunțând raidurile aeriene britanice ca fiind disproporționate și inumane. El a continuat avertizând asupra potențialului răspuns german. Deși nu e în intenția mea de a semnala, totuși, acesta va fi singurul răspuns posibil sau, dacă va rămâne în acest fel, sunt conștient de răspunsul nostru care va veni și care va aduce suferință multor oameni. Desigur, acest lucru nu se va aplica și domnului Churchill, din moment ce se va ascunde în Canada, unde banii și copiii multor profitori de război au fost deja duși. Dar va exista o tragedie pentru milioane de oameni. Profetizând distrugerea. Hitler a făcut o afirmație profetică stranie și critică față de adversarul său. Iar domnul Churchill ar trebui să aibă încredere în mine atunci când eu, ca profet, proclam: un mare imperiu va fi distrus. Un imperiu mondial pe care eu nu am avut niciodată ambiția de a-l distruge. Sunt perfect conștient că acest război se va sfârși prin distrugerea uneia dintre cele două părți combatante. Domnul Churchill crede că aceasta va fi Germania, dar eu știu că va fi Anglia.
Aceste cuvinte subliniau atât hotărârea sa de neclintit, cât și încrederea de a descuraja continuarea ostilităților printr-o retorică ce încerca să inducă teamă și să sugereze inevitabilitatea distrugerii. Îndemnul pentru rațiune și pace. Apelând la rațiune, Hitler a adresat un ultim îndemn pentru pace către conducătorii britanici și publicul internațional. În acest moment mă simt obligat în fața conștiinței mele să fac încă un apel la rațiune în Anglia. Cred că pot face asta deoarece nu o fac din postura învinsului, ci a învingătorului. De aceea vorbesc în numele rațiunii. Nu văd niciun motiv pentru care am forța continuarea acestui război. Regret sacrificiile care sunt cerute. Vreau să-mi cruț propriul popor. Hitler a subliniat dorința sa de a pune capăt suferinței și pierderilor umane. Știu că inimile milioanelor de bărbați și băieți sunt pline de dorința de a purta un război împotriva unui inamic care, fără niciun motiv rezonabil, ne-a declarat război pentru a doua oară. De asemenea, cunosc și inimile mamelor și femeilor care, în ciuda disponibilităților lor de a se sacrifica, cred cu toată puterea lor că asta este ultima lor opțiune. În final, el a arătat clar convingerea sa că acțiunile erau inevitabile și că orice consecințe ar fi datorate refuzului negocierilor de pace de către adversari. Domnul Churchill ar putea din nou minimaliza declarația mea, spunând că nu este altceva decât un simptom al fricii mele sau al dubilor mele asupra victoriei finale. Totuși, nu voi avea conștiința încărcată pentru lucrurile care vor urma. Acesta este doar un exemplu al retoricii folosite de Hitler pentru a legitima acțiunile sale și a încerca să-și atribuie o poziție morală superioară în fața adversarilor. Realitatea brutală și complexă a celui de-al doilea război mondial, marcată de agresiuni și atrocități comise sub regimul nazist, contrazice multe dintre afirmațiile sale. În timp ce discursurile lui Hitler încercau să prezinte o dorință de pace, strategiile și acțiunile militare agresive pe care le-a ordonat au dus la suferințe imense și la una dintre cele mai devastatoare perioade ale istoriei moderne. Continuați să analizați dinamica războiului pentru a înțelege mai bine cum ideologiile și leadership-ul au modelat cursul istoriei. Numai prin studierea atentă a acestor detalii putem ajunge la o comprehensiune mai profundă a evenimentelor și a lecțiilor pe care le putem învăța din trecut. Adolf Hitler și-a dorit pace? Adevărat, istoric sau nu? Din acest discurs și din alte acțiuni ale sale ulterioare, reiese nu doar o aparentă dorință de pace a lui Hitler. Ambiția mea nu este aceea de a purta războaie, ci de a construi un nou stat social de înaltă cultură. Și fiecare an de război mă ține departe de munca mea, ci și o retorică plină de ură îndreptată către magnații financiari evrei, francmasoni și pe toți cei pe care îi considera responsabili pentru instigarea războiului. Din perspectiva lui Hitler, nu se putea spune că dorește să cucerească lumea având în vedere că a cerut pace de două ori, de fiecare dată din poziția de învingător. Refuzarea propunerilor de pace. Contrar imaginii sale de cuceritor inexorabil, refuzurile adversarilor săi la ofertele de pace par, din acest punct de vedere, să indice cine erau adevărații agenți ai războiului. Documente declasificate din al doilea război mondial dezvăluie faptul că Winston Churchill a primit o ofertă uluitoare de la Hitler. Conform acestor informații, Hitler încerca să încheie un pact cu Anglia, prin care Germania se angaja să retrocedeze teritoriile ocupate în vestul Europei, în schimbul garantării intereselor germane în estul Europei. Această ofertă a fost respinsă de Churchill, care a notat în jurnalele sale dorința obsesivă a lui Hitler de a încheia pacea cu Anglia. Interesele și refuzurile lui Churchill. Cu toate acestea, Churchill, cunoscut pentru poziția sa fermă împotriva nazismului, a respins orice tentativă de pace care ar fi contravenit intereselor elitelor evreie și francmasonice, conform teoriei conspirației menționate. Această perspectivă, care conturează o rețea de interese și influențe, sugerează că războiul a fost menținut în interesul unei strategii mai ample, desenată de elitele transnaționale menționate în texte ca protocoalele înțelepților Sionului sau viziunile lui Albert Pike din 1871. Pentru a sprijini aceste teorii, se speculează că nu numai Hitler a fost atras în conflict prin provocări repetate, dar a fost și finanțat pentru a îndeplini acest scop. Accesul la resurse financiare și industriale, adesea atribuite unor surse obscure și aliați neprecizați, ar fi facilitat eforturile lui Hitler de reînarmare și extindere militară. Context istoric. Deși aceste teorii oferă o interpretare specifică a unor documente și evenimente,
Este crucial să le plasăm în contextul mai larg al politicii și strategiei secolului 20. Churchill, fiind un adversar fervent al fascismului, a perceput Germania nazistă ca o amenințare existențială la adresa valorilor și stabilității mondiale. Respingerea repetată a ofertelor de pace de către Marea Britanie poate fi văzută mai degrabă ca un angajament de a înfrunta și a învinge un regim care, în viziunea aliaților, reprezenta un rău absolut în lumina atrocităților comise și a ambițiilor totalitare. Manipularea istoriei pentru a difuza interpretări simplificate sau înșelătoare poate duce la concluzii greșite și perpetuează înțelegeri eronate ale contextului complex în care s-au desfășurat evenimentele. Adevărul atunci când este controlat prin manipulare este dificil de scos la suprafață. Concluzie. Aceste fapte istorice arată că, deși Hitler a încercat să negocieze pacea în numeroase ocazii, multiplele refuzuri ale Marii Britanii și Franței și complexitatea geopolitică a vremii au făcut conflictul să fie inevitabil și persistent. Percepțiile și politicile liderilor vremii, împreună cu contextul strategic și militar, au dictat evoluția celui de-al doilea război mondial într-un mod care s-a soldat cu unul dintre cele mai devastatoare conflicte din istorie. Această teorie subliniază nu doar deciziile politice și militare, ci și maniera în care acestea au fost modelate de contextul istoric și de mentalitățile dominante. Pe măsură ce adâncim înțelegerea acestui capitol al istoriei, devine evident că eticheta simplificată de tiran absolut nu poate acoperi întreaga complexitate a acțiunilor lui Hitler și a reacțiilor marilor puteri în perioada celui de-al doilea război mondial. Evenimentele și discursurile din timpul celui de-al doilea război mondial reflectă complexitatea și multiplicitatea încercărilor de a încheia ostilitățile și profundele neînțelegeri ideologice și strategice dintre puterile implicate. Eforturile lui Hitler de a negocia o pace avantajoasă pentru Germania nu au fost decât o parte a unui context mai larg al războiului total și al impactului devastator asupra Europei și a lumii întregi. Astfel, condiționările istorice, strategice și morale din acele vremuri au făcut ca propunerile de pace să fie respinse, iar războiul să continue până la înfrângerea completă a regimului nazist. În cele din urmă, războiul a fost rezultat al mai multor factori, politici, economici, ideologici, fie că au fost clar vizibili sau subtil țesuți în țesătura geopolitică a vremii. Contextul istoric, completat de diferite perspective și declarații, ne permite să înțelegem mai bine complexitățile și motivațiile care au modelat unul dintre cele mai cruciale conflicte din istorie. Acesta a fost materialul scris de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Sunt Vali Conea și până data viitoare, s-auzim de bine pentru că n-ar fi rău să fie bine.